Două persoane au fost reținute după un scandal derulat azi noapte în capitală. Două clanuri s-au bătut pe stradă cu săbii și bâte, iar atacatorii au lovit fără milă un om prăbușit la pământ. Două persoane au ajuns la spital și câteva la audieri. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Uitați-l cum vine cu scutul în mână, că spune că nu este adevărat. Uitați! Îi vedeți, da? Aceste imagini au fost surprinse aseară de o cameră de supraveghere pe o stradă din București, în apropierea Arenei Naționale. Protagoniștii ar face parte din două tabere, după cum spun martorii. Atacatorii, înarmați cu bâte și săbii, ar fi năvălit asupra victimelor. În înregistrare se vede cum un bărbat căzut la pământ este lovit de alți indivizi. Au venit înspre noi, au început să arunce cu sticle și da mai babă, că nu mai fac nimic, că tăbără pe mine aici, m-a prins aici și m-a tăiat, nu știu cu ce mi-a dat în picioare aici și m-a bătut cu o bătă. Cu săbii și cu rânși. Ei vine câte 20 de inși când suntem 23 la poartă. Omul bătut fără milă a suferit răni grave și în ajutorul lui au sărit rudele. Apoi a fost transportat la spital. În grija medicilor a ajuns și o altă persoană implicată în scandal. Pe bărbatul meu l-a bătut, pe băiatul meu, pe nepotul meu. Tot timpul Octavian ăsta vine peste noi. Nu le frică de nicio poliție. Pentru a potoli spiritele, la fața locului au fost trimiși polițiști și jandarmi. Aici și aici. Avea o suliță cu de-aia și a băgat aici. Doi dintre suspecți au fost duși la audieri. Oamenii susțin că scandalurile dintre cele două familii durează de multă vreme. Acum 8 ani de zile când am fost tăiat de bătut în casă, tot aceeași chestie se întâmplă și poliția nu le face absolut nimic. Că vrea taxă de protecție, că stă aici pe stradă. Au o ceartă veche între ei, da? Doi scandalagii au fost reținuți în acest caz. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.